cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră, pentru prima dată în adunarea aceasta și în partea aceasta de Spania. Am mai fost prin Spania, prin alte părți, departe de Madrid. Acum sunt aici, mă uitam că nu cunosc pe nimeni, ca până la urmă să văd, cunosc pe surorile de aici, care sunt din adunarea noastră. Nu mă așteptam să mă întâlnesc cu ele aici, oricum Domnul să le binecuvinteze pe ele și pe noi. Mai sunt acolo niște figuri cunoscute, dar nu știu de unde și de când. Poate la urmă vom deslega și taina asta. Suntem în seara aceasta aici și m-am gândit să avem un cuvânt de învățătură. N-am venit cu o predică special pentru dumneavoastră. Înainte de a veni la adunare, mi-a pus Domnul pe inimă aceste versete și vreau să vorbim ceva de aici. Frații mei, noi suntem într-un conflict cosmic. Există un conflict, un război din totdeauna între Dumnezeu, Creatorul, și între diavolul, ființă creată, dar răzvrătită. Lupta asta e de mult, nu știm de când, și Biblia ne arată finalul ei, cum va avea loc sfârșitul. Dar obiectul disputei între Dumnezeu și diavolul suntem noi, oamenii. Diavolul vrea să strice toată creația lui Dumnezeu. Că pentru răzvrătirea lui, spunea Domnul Iisus în Matei 25:41, că a pregătit Domnul un iaz de foc care va arde neîncetat și e pregătit pentru diavolul și pentru îngerii lui. Dar diavolul, că de-aia e diavol, vrea să ne ia și pe noi și să ne ducă acolo. Pentru noi se duce o luptă teribilă. Dumneavoastră ați venit în Spania. Noi am rămas acasă în România, eu sunt dintr-un sat din județul Suceava. Nu vă acuzăm că ați venit aici, nu ne lăudați pe noi că am rămas acolo. Dar pentru fiecare dintre noi se dă o luptă extraordinară. În Apocalipsa Ioan vedea viziunea aceea cu o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, care îi trăgea să nască, și un balaur care o urmărea ca să ia copilul. De când ne-am născut și până la ultima suflare din viață, noi suntem obiectul acestei dispute, a acestui război între Dumnezeu și diavolul. Acum, pentru că noi suntem copiii lui Dumnezeu, în momentul când avem armătura lui Dumnezeu, în momentul când avem plinătatea Duhului Sfânt, diavolul nu are ce să ne facă. Și atunci el recurge vorba lui Pavel din Efeseni 4:14, la mijloace de amăgire, partea finală, da? Are el mijloace de amăgire. Care este intenția diavolului? Intenția diavolului este întâi să ne amăgească ca să ne facă să păcătuim. După ce ne-a amăgit și ne face să păcătuim, de acum Domnul Iisus spunea, uite, vine stăpânitorul lumii acesteia la mine, dar el n-are nimic în mine. Din momentul în care ne-a amăgit și am păcătuit, urmează lovitura de grație a vrăjmașului. Vine ca să ne muște, să ne distrugă, ca într-un final, a treia intenție a lui, să ne ducă cu el în chinuirea veșnică. Când vorbim de metodele de amăgire, eu de aici am două predici, mai multe predici. Altă dată, recent, am predicat despre metodele de amăgire pe care le folosește diavolul în adunare. Că sunt în adunare. Și dacă nu suntem atenți și nu avem plinătatea Duhului Sfânt, suntem amagiți aici, în adunare. Dar nu mi-am propus în seara asta să vorbesc despre aceste lucruri. Mi-am propus să vorbesc despre metodele de amăgire pe care le are diavolul personal cu fiecare dintre noi. Și în primul rând, diavolul ne amăgește prin vorbe. Eva a stat de vorbă cu șarpele în grădină, că eu de șarpe vreau să vorbesc, că am citit de șarpele de aramă. Deci personificarea vrășmașului printr-un șarpe. Deci Eva stă de vorbă cu șarpele în grădină. De aici apare tot rău. Eu tare aș dori să recomand tuturora, evitați discuțiile acestea cu șarpele. S-ar putea să ieșim bătuți din ele. Și uitați-vă dumneavoastră că vine în Cartea Proverbe, dau un exemplu doar, în Cartea Proverbe, capitolul cât 5, da. Cum am putut să n-ascult de glasul învățătorilor mei, să nu iau aminte la cei ce mă învățau, cât pe ce să mă nenoroceze tot în mijlocul poporului și în adunare. Și mergem în versetul capitolul 7. E prezentat aici o întâlnire. Stă Solomon la fereastră, se uite la o stradă pustie și două personaje se întâlnesc. De pe o parte de drum venea un tânăr neîncercat, din partea cealaltă venea o femeie, bună de gură, frumoasă, picioarele nu-i stăteau acasă, când pe uliți, când în piață, și iată întâlnirea lor cum decurge. Ea l-a îmbrățișat, l-a sărutat cu o față fără rușine și i-a zis, versetul 14 în jos, de aceea te-am căutat, așa vino să ne îmbătăm, căci bărbatul nu este acasă, versetul 21. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Există o tehnică a vrășmașului care ne amăgește prin vorbe și ne atrage prin vorbe. Tot felul de declarații, tot felul de promisiuni, tot felul de încântări care ne le face el și cei lesnecrezători sunt prinși în cursa aceasta a vrășmașului. Eu l-aș ruga pe Duhul Sfânt ca să ne dea înțelepciune și să ne ajute să ne păzim, fraților. Pentru că vrășmașul știți că lucrează, el are puterea de a insufla, de a intra în anumite ființe și în lucruri, ca să ne ispitească prin ele. Păi în grădina Eden, șarpele, acela, nu a vorbit un șarpe, că nu era șarpe, spune Biblia că diavolul a venit în înfățișarea aceasta. Păi el se poate preface într-un șarpe. În Luca s-a prefăcut, dă-ne voie să intrăm în turma asta de porci. Poate intra în anumite animale, eu sunt de la țară, am animale acasă. Și dacă nu s-a atent de câte ori era să fiu înșelat, când ies găinile în drum și eu mă duc, le dau acasă și bat din palme și tăti fug pe poartă. Dar una mai moțată nu intră pe poartă, fuge de la valile poartă. Și eu mă duc să o dau la deal și ea fuge de la... Și eu iau pălăria și arunc după dânsa. Și ea cotcodăcește și fuge. Și eu fug după dânsa și zgras și mă umplu de suflet. Și femeia spune, măi, mor pentru o găină, ce cu tine? Dă un col de găină. Dar eu mă enervez. Nu vi s-a întâmplat? Nu. Niciodată. Am acasă animale, am vite. Până acum nu de mult, am blat cu 2 cai. Și știu cum, măi. Ei bine, câteodată eu văd. Băi, da, dacă diavolul vrea să mă amăgească, să mă enervez, să spun ceva din gură, știți că se poate. Cu intrat în șarpe, intră în porci, intră, dacă vreți, într-o mașină, intră în oameni, iertați-mă. Se duc 2 băieți, 2 apostoli, 2 sfinți, să caute un loc de cazare într-un sat de-a samaritenilor, fiii Tunitului, da? Și ăia nu-i primește, și îi vin înapoi mânios, Doamne, poruncește, scoboare foc din cer, ca Ilie. Să uite Domnul la ei și știi ce le spune? Nu știți. Merge Domnul în Matei, în capitolul 16, la Ierusalim. Fiul omului trebuie să meargă la Ierusalim, să fie dată mâna celor fără de lege, să pătimească. Și Petru îl ia deoparte. Să te ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva. Să uite Domnul și știi ce spune? Înapoi a mea? Știți ce mult face umplerea cu Duhul Sfânt? În Ioan, capitolul 13, după ce diavolul a pus în Iuda Iscarioteanu gândul să-l vândă pe Domnul. Uitați-vă la Iov, neprihănitul Iov. Vine, îl cântărește nevastă sa și îi spune, tu rămâi tare în neprihănirea ta. Și dintr-o dată se schimbă și îi spune, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. De unde era gândul ăsta? Deci, are vrăjmașul o metodă de a ne amăgi. Prin diferite lucruri, domnule, o mașină care nu m-a lăsat în pană niciodată, vreau să mă duc la evangelizare și nu pornește. Și eu am pățit, și nu pornește mașina, și sunt pe cineva, băi, vin în coace că întârzi, vine cineva, mă duce, ajung acasă, dau cheie și pornește. Na. Ce bine că vouă nu mi s-a întâmplat. Ei, dar mie mi s-a întâmplat. Și de multe ori, dacă nu ești atent și nu ești conectat cu gândul la Dumnezeu și n-ai umplerea cu Duhul Sfânt, intri așa într-o rivalitate, intri într-o dispută, vrei să rezolvi firește lucrul acesta și te trezești că ești amăgit. Pentru că una din metodele este asta. Apoi vine Scriptura și folosește, arată că diavolul folosește și metode mai sofisticate. Spunea în 2 Corinteni, hai să citim 11:3. Dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care față de Hristos. Versetul 13. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostola lui Hristos. Și nu este de mirare că chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar, dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Aici e un pic mai greu decât faptul că mă enervează purcelul sau găina de acasă sau la lucru, nu știu ce se întâmplă. E o metodă mai grea, când însăși Satana se preface în înger de lumină și slujitorii lui se prefac în slujitorii ai neprihănirii. Păi aici, dacă n-ai Duhul Sfânt și n-ai plinătatea Duhului Sfânt, atâția sunt amăgiți. Dom'le, să-l auzi ce predică, dom'le, dar au avut o lucrare, da și amin. Dar Biblia spune că după roadele lor îi veți cunoaște. Trăiri în păcate, trăiri în pofte lumești, lăsând slobodne de tot felul, lărgind calea, coborând ștacheta pocăinței de dragul populismului, ca să fii aplaudat, să fii chemat, să fii invitat, mângâind păcatul, pare un om grozav, pare un slujitor al neprihănirii, dar nu e slujitor al neprihănirii. Și diavolul se preface în înger de lumină, atâta milă are, atâtea bune intenții are, că vine doctorul la o mamă de-a noastră și o două ori vorbește cu ea ca să-și facă întrerupere de sarcină. Și pare așa de, Doamne, eu vorbesc cu cele mai bune intenții, dar nu vezi că în spate este un diavol care o pune să facă asta. Se preface Satana în înger de lumină, slujitorii lui sunt prefacă în slujitori ai neprihănirii. Bine, sfârșitul lor va fi pierzarea, plata după faptele lor, dar până atunci reușesc să înșele. Și aici trebuie să ne rugăm Domnul să ne dea multă lumină, frața. Să ne dea multă lumină, cum chemăm, pe cine chemăm, ce tovarăși avem. Și apoi vine cuvântul Domnului și spunea în 2 Tesaloniceni, parcă, în capitolul 2, o altă metodă pe care o folosește vrăjmașul și spunea așa. Căci taina fără de legea și-a început să lucreze, cu 7. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Așteptați-vă la minuni. Așteptați-vă la puteri mincinoase, pentru că sunt și la ora actuală. Unii vin surprinși, frate, dar mi-a spus totul, dar ce-a făcut omul ăla, dar s-a văzut. Există tot felul de vrăjitorii, tot felul de ghicitori, tot felul de puteri mincinoase. În Apocalipsa spune până acolo că coboară foc din cer ca să înșele pe cei ce sunt pe calea pierzării. Așa de mult doresc ca Domnul pe voi să vă umple de Duhul Sfânt. Amin. Spunea Ioan, noi avem ungerea. N-avem trebuință să ne învețe cineva, că ungerea care o avem ne învață toate lucrurile. Deci rețineți, diavolul ca și metode de amăgire poate să însufle anumite persoane, lucruri, ca să ne amăgească, poate să se prefacă el însăși în înger de lumină, slujitorii lui, în slujitorii neprihănirii, ca să ne amăgească, sau a treia treaptă mai complicată, cu puteri și minuni mincinoase, tot ca să ne amăgească. La asta am o singură rugăminte, să rugăm pe Domnul să ne păstreze cu o inimă curată. Amin? Până la urmă eu vă spun un lucru. Am întâlnit tot felul de frați, tot felul de predicatori. Spuneam acum nu de mult că eu am peste 56 de ani de pocăință. Și unul a spus, dar câți ani ai, frate? Păi 56 și ceva. Apoi tu primii ani erai pocăit? Zic, nu, primii ani eram sfânt. Că dacă unul din părinți e credincios, copilul e sfânt. Eu zic, primii ani am fost sfânt, după aceea eu trebuie să mă pocăiesc. Deci am un pic de vechime în adunare, slujesc de mult ca păstor între frați. Mama mea născut în 1930, născut în pocăință. Bunicul meu condamnat la Cernăuți pe 25 de ani, din care 4 ani și 8 luni cu executare. Și am cunoscut, am vorbit, am întâlnit multe întâmplări. În momentul când omul e pocăit, în momentul în care omul e plin de Duhul Sfânt, Dumnezeu nu îngăduie să fie înșelat. Eu mă uit așa la predicatori, odată era, după Revoluție, era o modă cu evangelizările acelea. Era un țar, un evanghelist, foarte bine cotat, acum ai căzut pe undeva, nu mai slujește. Au avut, domnule, o predică extraordinară, dar eu am dus pe mama bătrână, în vârstă, hai să vezi un predicator. Și am dus într-o adunare mare, domnule, a avut o predică grozavă și o chemare cum eu nu am văzut. Cei din balcon, din partea stângă, din partea dreaptă, iar de aici, dacă mai este cineva, mie așa mi-a plăcut. Și în mașină mă duc așa entuziasmat. Manica, ai văzut? Ți-a plăcut? Bă, băiete, tătă-i din fire. Mica de la Duhul Sfânt. Mamă, nu te temi de Dumnezeu, nu mă tem deloc, omul ăsta-i firesc. La câtva timp a căzut în păcat și nu-i mai pe nicăieri. Ei, pe mine m-a prins flama atunci. Frumos, un predicator așa, cu joc de scenă, carismatic. Mama s-a uitat, spune că e din fire tătul. Și ea a avut dreptate până la urmă. Fraților, dacă doresc ceva pentru voi, am înțeles că sunteți în rugăciune, cereți ca Domnul să lasă peste voi ungerea. Amin. Să fiți plini de Duhul Sfânt, amin? Că apoi vine amăgirea aceea care o are diavolul, ce vrea el? Să ne amăgească. Amăgirea aceea prin vorbe, dacă vreți o amăgire prin imagini vizuale. Noi ne raportăm la lumea înconjurătoare prin cele 5 simțuri ale noastre. Și ne uităm că în ce privește păcatul acesta trupesc, amăgiri, Isaia 22:13, vine câte unul și spune să bem și să mâncăm, că mâine vom muri. N-ați auzit vorbele astea? Dom'le, când e timp de adunare, frații pleacă la iarbă verde. Știi că fac un grătar și mai vine un cumnat de-al meu? Bă, dar nu trebuie să vii în timpul adunării. Dar nu trebuie să vii când e seară de rugăciune. Nu știu cum stați cu prezența la rugăciune, că și aici poate ar trebui să vă spun ceva, nu? Îi spuneam la un frate, eu sunt de la țară. Toți frații de la noi din adunare trăiesc cei mai mult din agricultură. Crește în vitie, eu luni am venit acasă, am fost la o conferință la Viena, în Austria, cu temă de familie, convenție anuală, am slujit 2 zile acolo, luni am venit la miază acasă, până seara am strâns până, marți am fost la Cosât, miercuri am plecat la voi, aici la Spania. Deci noi trăim din agricultură, dar la noi în adunare, marți seara și joi seara, adunarea este aproape plină. Aproape, e aproape ca duminica, nu cântă formațiile de muzică aici, dar adunarea, sala e plină și odată așa m-am bucurat când o soră a venit mai târziu și de la ultima bancă până la prima bancă au căutat un loc și nu o găsit. Și au plecat în balcon. Eu nu mai puteam de bucurie. Să nu găsești mari sara. Voi cum stați cu prezența la adunare? Și eu le-am spus la frații noștri așa, oameni buni, uitați-vă aici la mine. Sunt câțiva patroni care au niște echipe de construcții. Dacă voi veniți joi seara la adunare, de la 7 la 9 avem noi, după amiază, și dacă dați faliment din cauză că ați fost la adunare, eu vă dau din caseria bisericii, vă dau bani. Deci vii și cu un raport și spune, frate dragul, eu am fost joi seara la adunare și am falimentat cu firma. Eu scot bani din caserie și vă dau bani, nu e nicio problemă. Asta le-am spus cu urmă cu eu 2-3 ani. Încă nu a venit nimeni să spui, de aia am dat faliment. Și cred că asta ar trebui predicat un pic și la voi. Îți prima dată nu cunosc pe nimeni, dar vă trebuie, dar hai să mergem la mijloace de amăgiri, da? Deci ne amăgește diavolul prin vorbe, ne amăgește diavolul prin imagini vizuale. Și când vorbim de imagini vizuale, s-a uitat Eva la fructul acela și era frumos. Și de aici apar toate problemele. Frumoase erau fetele madianiților din Sitim, da? Frumoase erau. Și băieții ăștia crescuți numai printre dune din nisip, care dormeau numai în cort, care erau numai colbăiți în continuu, au văzut un concurs de frumusețe, de numeri, da? Au văzut concursul ăla de frumusețe, de numeri 25, și au apărut Miss Moab. Și ei când le-au văzut, nu au mai putut. Încă unul și-a dus și-a luat o fată și-a dus în cortul lui. Cunoașteți, cu fata lui Cosby, da? Deci, frații mei, există o atracție prin privire. Și asta e mare problemă. Uitați că scrie în Proverbe, hai să căutăm Proverbe 23, da? Spunea Biblia așa, 29. Ale cui sunt vaite, oftările, neînțelegerile, plângerile, rănele fără pricină, ochii roși, al celor ce întârzie la vin se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. E lunic ușor, dar pe urmă, ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. Ochii se vor uita după femeile altora, inima vorbi prostii și așa mai departe. Te uiți la vinul ăla când curge și face mărgăritare, dar mușcă vinul ăla. Vinul ăla la urmă te mușcă. Eu mulțumesc Domnului, în 56 de ani m-a ajutat și n-am pus vârful limbii niciodată pe bere, pe vin sau pe altceva. Niciodată. Mulțumesc Domnului că în 56 de ani n-am tras niciun fum de țigară, nici când eram copil din mătasă de porumb să văd cum e. Mi-a spus mama că nu-i voie și am înțeles că nu-i voie. Acum nu cred că la voi mai sunt din ăștia care trag câte o bere, nu? Că ar fi păcat pocăiți să mai tragă câte o bere sau câte un pahar de vin pentru nu știu ce. Sau să, odată într-o întâlnire cineva fierbea, facea o friptură din miel și un cântăreț vestit o vâni cu un kil de vin că face carne mai fragedă. Apoi o lua sora de acolo, o zbârli și tigaie și vin și pe el l-o fugărit, că femeia de casă era chiar o pocăită. O ți roșuri, zic, cu vin la mine în casă. Dar nu, soră, dar nu bem, o fragezești, lasă că nu muri, stați plămâni, stăți. Frații mei, amăgirea asta prin ochi e o mare amăgire, să știți. Biblia vine și spune că va pedepsi în Petru pe acela care poftește după trupul altuia. Știți că există o astfel de amăgire? Vii cu nevasta coșulețul la adunare și tu te uiți după alta, cât e de grasă, cât e de slabă. Și ăsta e un păcat. Și Dumnezeu va pedepsi că dacă ochii noștri nu sunt pocăiți, e o problemă. În lucrurile materiale s-au dus evreii, luptau cu cei din Ierihon, că le-au spus Iosua, băi, luptați pentru voi, pentru casele voastre, soții și pentru copii. Și în toiul luptei, un viteaz cu numele de Acan, o văzut clipind acolo, o manta de șinar, o placă de aur, niște arginți, și-o băgat sabia în teacă și-o avut treaba lui, s-o dus, o lua mantaua, ci dacă e război, ci dacă e luptă. Ochii l-au furat pe omul ăsta cu numele de Acan, o lua mantaua, o dus în cort, o a stupat-o, deci el gata, o renunța la luptă. Pentru că în lucrurile materiale ne atrage prin privire. Mașina lucutare, casa lucutare, haina lucutare, rochia lucutare. Câteodată o fată cu o rochie la adunare și mamă sau o femeie pocăită, adică o altă femeie, s-a uitat la fata asta și i-a spus la niște fete, numai să mor să nu-i cumpăr și eu una la mea. Așa de tare i-a plăcut. Mă, dar ce poți să-ți placă la o cămeșă, la o părere ciorap, la niște... ce poți să-ți placă? De te captează toaleta cuiva, știi? Te captează ținuta cuiva, mașina cuiva. Pe mine așa Domnul m-a făcut imun la astea. Nu cunosc nici bine mărțile de mașină, la mine e mașină, dacă merge pe drum e mașină. Ei, de la surori un pic altfel. Ai văzut ce pierdele avea? La noi a fost un frate 35 de ani prezbiter. O sta la Cernăuți ani de zile închis și mergea în vizite la frați. Nevasta lui o soră pocăită, dar nu la înălțimea lui. Când vine el acasă, spune unde ai fost. Zice că acolo am fost. Și cum era în casă? Curiozitate de femeie. Și fratele spunea ca la o casă de oameni așa. Ăsta e întotdeauna răspunsul lui. Ei, dar femeia e atrasă, dar cum e covorul, dar cum îți pierdele, dar parcă aveai dulapul pus rândul trecut invers. La mine numai dacă e cu fața în jos, văd, băi, stă că e ceva schimbat aici. Ei, nu le am pe astea, dar unii le au. Și nu că le au ca observație, le au ca poftire. Așa ceva să-mi fac și eu. Așa ceva vreau și eu. Și de multe ori, prin privirea noastră, diavolul ne amăgește. Odată a plecat un împărat, a plecat la Damasc. A făcut el acolo o înțelegere cu împăratul Damascului și când a văzut altarul care era acolo, atâta i-a plăcut că a făcut o schiță, un desen tehnic și a trimis la marele preot și i-a spus până vin eu să schimbe altarul de la Ierusalim. Și marele preot a întrebat dacă ăla vechi ce să fac. Ăla vechi era făcut de Solomon, după chipul prezentat de Dumnezeu lui David, mare, pe cei 12 boi de aramă. Și au spus, nu-mi pasă de el, aruncă, că unora le place alt stil de închinare, altfel îmbrăcăminte, alte instrumente, altă muzică, alt text, alte ritmuri, alta-ți fi rugăciunea. Vrem rugăciuni ca la Damasc, nu mai vrem ca la Ierusalim. Dar la omul ăsta i-a plăcut altarul din Damasc și s-a îndrăgostit de el. O amăgire prin ochi. Eu aș dori ca Domnul să ne ajute să ne pocăim ochii. Amin? Când vorbeam altădată de piedici în calea alergării, din Evrei, capitolul 12, spuneam că prima piedică îi abateri de la țintă. Acolo spune să ne uităm țintă, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, știi? Dar câteodată noi ochii ne fug încoace, ne fug ochii încolo și nu-i bun. Abateri de la țintă. Și Iov, capitolul 31, spunea omul lui Dumnezeu așa, făcusem un legământ cu ochii. Oameni buni, până nu ne pocăim ochii, greu ducem pocăința. Și asta nu vă spun vouă, asta mi se întâmplă mie. Asta mi se întâmplă mie, ispitire prin ochi. Ezechiel 27. Atunci am zis, luați dinaintea ochilor voștri idolii care vă atrag privirile, da? Sunt lucruri care ne atrag privirile. Există printre chipurile de amăgire chipul acesta al electronice. Eu am o expresie, duc de telefon. Sunt unii cu duc de telefon în ei. Mergeam odată cu un frate și spune, vezi copilul aceea din fața noastră, pocăită. Uite să o urmărești la drum. Dacă mai mult de 3 minute sau 5 minute rezistă fără să uite la telefon. Și zic, hai să vedem. Mă, și merge, mă văd că scoate și în drum. Îl bag în buzunar, iar mai merge un pic, iar îl scoate, dar nu treceau 5 minute, iar îl uita și am spus, mă, ăsta-i duc de telefon, mă. Așa la nu poate, nu-i duc de telefon. Dacă și frați și surori, tot felul de jocuri, tot felul de mesaje cu rost sau fără rost, tot felul de bipuri, numai îl încurci pe unul de la treabă și omul e plin cu mâinile de vaselină, trebuie să șteargă, să spui, am vrut să văd ce mai faci. Tot felul de lucruri din asta, chipuri electronice. Când un băiețel de 4 ani stă pe tabletă și îl cheamă mama la mâncare și nu vine. Și vine măsa mânioasă și ia tableta și el țipă, nu-i trebuie mâncare. La fratele Eliuță Mitruz, de la Vicovul de Sus, nu știu dacă e un om de 80 de ani, bun predicator, are așa un fel plăcut de a vorbi și face el așa niște gesturi, are mâinile mari și spunea, măi frați și surori, a venit o noră de-a mea și m-a pus să stau o leacă cu nepoță. Dar ce poți să-i păzești? Unul fuge încolo, unul fuge încoace, băi băieți, fiți cu minți, nu mă ascultă. Mă, și-a venit mama sa și le-a pus o cutiuță dinainte și așa s-o strâns tăți și nici mâncare nu mai cer eu. Și apoi ăștia mai tineri știe ce cutiuța. Fratele nu știe. Mă, ce le-a pus în cutiuța aceea că tăți uitam? Este un chip de amăgire. Internet, Facebook, televizor, emisiuni, telenofele, seriale, pierdere de timp, pot să spun așa? Pierdere de timp și ne amăgește diavolul până asta. Luați dinaintea ochilor voștri idolii care vă atrag privirile. Să ne ajute Domnul, amin? Psalmul 101, versetul 3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Matei 5, 29. Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-te. Apocalipsa 3, cu 18. Te sfătuiesc să vii la mine să cumpere alifie ca să-ți ungi ochii. Doamne, ajută-ne la asta. Și rugăm pe Domnul prin Duhul Sfânt să ne ungă ochii, amin? Ca să nu ne mai amăgească diavolul prin privirile acelea. Apoi există o amăgire prin poftele firii. Și femeia a văzut că vorbesc de șarpe acum și de Eva, că era de dorit. Diavolul are în firea noastră pământească un aliat teribil. El știe ce e în firea noastră pământească și vine și ne ațâță poftele firii pământești și automat când se întâmplă lucrul ăsta suntem ispitiți și amăgiți de diavolul. Uitați ce spune în cartea Eclesiastul, de exemplu, în capitolul 8 citim, nu, în capitolul 10 cu 8. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea. Și cine surpă un zid, va fi mușcat de un șarpe. Oare care-i zidul ăsta? În Proverbii 25 cu 28 spune așa. Omul care nu este stăpân pe sine e ca o cetate surpată și fără ziduri. Stăpânirea de sine îi un zid. Stăpânirea de sine e sinonim cu Galateni 5:22, înfrânarea poftelor. Fraților, noi avem niște ziduri. În Ezechiel 22:30 spune, caut un om să înalțe un zid. Zidul e un hotar pe care îl avem noi. Noi avem niște hotare, cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt, Psalmul 91. În momentul când a ieșit din hotarul ăsta, a ieșit din ocrotirea lui Dumnezeu. În momentul când ai dărâmat zidul acesta, care se cheamă înfrânarea poftelor, vei fi mușcat de un șarpe. Că dincolo de zidul ăsta sunt șerpi care te așteaptă. Numai ce ai făcut un pas dincolo de înfrânarea poftelor și în momentul ăla șarpele te mușcă. Să ne păzească Dumnezeu, fraților. Și haideți să rugăm pe Domnul ca acea roadă din Galateni 5:22 să fie în noi în permanență, roada Duhului dimpotrivă, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Astea trebuie să fie în noi, dar mai ales înfrânarea poftelor. Măsura de pocăință a unui om nu-i măsura slujirii lui. Eu nu-s pocăit după cum predic, dar el nu-i pocăit după cum cântă. Altul nu-i pocăit după cum recită. Eu îți pocăit după cât îți de înfrânat. Că de multe ori în slujirea noastră excelăm, dar în frânarea noastră suntem corigenți. Și aș dori ca Duhul Sfânt în seara aceasta să ne umple vasele noastre, ființa noastră și să poate rodi în noi înfrânarea poftelor. Îi hotarul care ne-l-a pus Dumnezeu și cine dărâmă un zid va fi mușcat de un șarpe. Dacă vreți, versetul 11. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Sunt îmblânzători de șerpi, ați văzut poate. Pe la circ vine câte unul, se joacă cu șarpele, dar se mai întâmplă și un accident, că șarpele mușcă. N-a fost îmblânzit bine nu a fost vrăjit bine și șarpele mușcă. Și se întreba Eclesiastul ce rost, ce folos are omul ăla din meșteșugul lui dacă moare. Asta îmi spune mie de un alt verset, din Proverbe 14:9. Cel nesocotit glumește cu păcatul. Frații mei, n-avem voie să glumim cu păcatul. Știți câte un tânăr duce așa o viață pe muche de cuțit. Nu păcătuiești, dar nu-i nici departe. Câte o tânără duce așa o viață aproape de păcat. Când predicam odată din Corinteni 15:56 despre puterea păcatului, acolo e expresie, puterea păcatului. Spuneam că prima formă de manifestare a puterii păcatului e puterea de atracție. Există în legile astea cosmice o forță, numită forță gravitațională, în care se spune că orice corp îi atras de pământ în funcție de greutatea și pătratul distanței lui, da? Deci orice corp, dacă dai un bolovan, el cade jos. Dacă dai un fulg drumul, el tot jos cade. Cade mai greu, dar există pământul, are o forță care trage, totul trage spre el. Asta vreo 80 de kilometri, cât e atmosfera. Că după aia, cu cât ești mai departe, forța asta scade. Și apare starea de imponderabilitate, unde pământul nu mai are putere să atragă. Așa e și cu păcatul. Cu cât ești mai aproape de păcat, cu atâta te atrage mai tare. Cu cât te depărtezi de păcat, cu atâta are putere mai mică. Și Pavel îi spunea lui Timotei, fugi de poftele tinerețe, nu glumi, nu cocheta cu păcatul, că cel nesocotit glumește cu păcatul, dar tot glumind azi, tot glumind mâine, îmblânzătorul ăsta de șer pentru o zi poate fi mușcat și moare. Să ne păzească Domnul, amin? Frații mei, spuneam că diavolul are în gândurile lui, în intențiile lui, să ne amăgească ca să ne facă să păcătuim. După ce ne-a făcut să păcătuim, are putere și vine și ne pedepsește. Că când vorbim de puterea păcatului, e puterea de atracție, dar e și puterea pedepsă acolo. E și puterea pedepsă. Și acum mergem în Numeri, capitolul 21, și ajungem la referirea pe care o face Domnul când stă de vorbă cu Nicodim. S-au întâlnit doi învățători, unul bătrân, unul tânăr, unul recunoscut cu diplomă în Israel, unul itinerare, că atunci a început să predice. Dar Nicodim ăsta a fost atras de Mântuitorul. S-au dus noaptea la el și au stat amândoi de vorbă. Și Domnul, când se prezintă pe el, se prezintă ca fiind șarpele de aramă, care salvează omenirea de la mușcătura șarpelui, adică a diavolului. Și acum mergem în Numeri 21 și vedem că evreii au păcătuit. Care a fost păcatul evreilor? 1. Și-au pierdut răbdarea pe drum. Cum stați cu răbdarea? În Biblie vorbește de îndelungă răbdare, răbdarea sfinților, răbdare până la sfârșit. La care treaptă de răbdare ne avem noi? Când v-ați supărat, ca să nu spun v-ați enervat ultima dată, vi s-a întâmplat? Ce pocăiți suntem, slavă Domnul! Ei bine, dar poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Primul păcat. Al doilea, au cârtit împotriva lui Moise și lui Aron. Eu nu l-am văzut până azi pe Iacov. Mai vorbiți de rău câteodată de el? Care l-a vorbit ultima dată de rău? Mâna sus. Eram într-o adunare cu un frate proroc. O adunare mare, mai mare ca asta. Și spune, fraților, Dumnezeu mi-a arătat că la voi este un mare duc de zgârcenie. Așa mi-a arătat Domnul că zgârcenie la ea acasă. Cine e cel mai zgârcit dintre voi? Se ridice în picioare. Și se ridică. Eu, frate. Acum, eu mă gândeam, ori nu înțeles bine, că mai sunt care dorm și trezesc așa prin adunare, că nu trebuie. Ori nu înțeles bine, pentru că, frate, am întrebat cine e cel mai zgârcit. Și el spune, eu, frate, eu. Măi, știi că am rămas la urmă de vorbă cu el? Da, frate, cum e să fii zgârcit? Băi, frate, niciodată n-am dat la nimeni nimic. Totdeauna am avut eu nevoie, că am casă, că am familie, niciodată n-am putut să dau la nimeni nimic. Am plâns, ne-am rugat și cred că Dumnezeu l-a eliberat în ziua aceea. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, cine l-a vorbit ultima dată de rău? Și iar nu l-a vorbit nimeni. O vorbit de rău împotriva lui Moise și lui Aron. Și asta a fost considerat un păcat. De aici multe lucruri și multe întâmplări și multe prin care am trecut și ne-am văzut așa. Nu ne ajunge vremea. Rămâne punctată doar ideea asta. Că șarpele, după ce te-a amăgit, prin mijloacele acelea, prin vorbe, prin imagini vizuale sau dorința ale firii pământești, și din moment ce-o pus stăpânirii pe tine, de acum el te mușcă. Și în momentul când te-o mușcat, e problemă cu tine. Evreii și-o pierdut răbdarea, au vorbit împotriva lui Moise și lui Aron și au nesocotit hrana care le-a dat Dumnezeu. Ni s-a scârbit sufletul din mana asta proastă, au spus ei. Și era turtă de coleandru cu miere, era pâinea celor mari, căzută din cer, tone de prepeliți, tone de carne, trenuri întregi de mâncare le-a dat Dumnezeu la evrei și evrei o spune, nu-i bună hrana asta. Știți că atâtea mofturi sunt acum, fraților, prin adunările noastre. Eu am ajuns odată la o concluzie, hai să fac o paranteză mică. Am citit în Biblie și când am citit acolo o întâmplare, așa am rămas de surprins și cu ciudă, zic, ia uite, Domne, ia uite, Domne. Și am avut o exclamare atunci și am spus, cât de greu să fac lucrurile ușoare. Citeam din Aman ăla, leprosul. Lepră, cade, carne de piel, miroasă în casă, când își dă jos epoleță, de general, e o duhoare în casă. O fetiță de 12 ani, roabă, îi spune, dacă domnul meu ar fi la prorocul din Samaria, ar fi vindecat. Cel mai ușor era omul ăsta să ducă la Elisei. Dar el nu face asta. El începe să complice lucrurile așa cum complicăm noi pocăința. El se duce la împăratul Samaria, se duce la împăratul Asirie, ăsta îi dă o scrisoare, se duce încolo, îl șurupe hainele, vezi că caută război și până la urmă ajunge unde trebuie, la Elisei. Ăsta nu iese afară. Nu e niciun fel de, nu știu, se spală de 7 ori. Știi ce s-o mâniet? Dar nu s-a arpele Damascul, la Bana și Parpar mai bun decât toate apele din Samaria și mânios. Și un băiat cu minte, un om de lângă noi să spune, împărate, sau domnul meu, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai făcut? Dacă ți-o cerut, știți cald, nu știți cald. Acum eu vă întreb, chiar așa e ușor, așa e de greu să te bagi în apă, știți cald? Că de-a te băgai odată, de 2 ori, de 3 ori, chiar așa era de greu. Dar el nu voia ușor, el voia greu. Asta e problema. Și când am citit aici, am rămas așa din mâini, băi, cât de greu facem noi lucrurile ușoare. Și greu le facem. Până la urmă a fost vindecat că a făcut un lucru ușor. Sau mă gândeam, de exemplu, la păcatul oamenilor din Ghibea lui Beniamin. Când o bătut joc de femeia aia până o omorât și o tranșat și o dat în tot Israelul, a venit poporul la Mitzva și a mers o delegație la Ghibea lui Beniamin și a spus, dăm pe oamenii ăia răi afară, fiii lui Belial, atât erau dintr-o casă, fiia lui Belial, dă-i afară să-i pedepsesc. Nu era mai ușor așa? O fost mai ușor să facă război, să moară 65.000 de oameni când n-au vrut să dea câțiva derbedei afară din casă? Mai ușor era asta. Ei, dar noi nu facem lucrurile ușoare. Naaman nu a făcut aia pentru că era mândru. Și mândria nu ne lasă să facem lucrurile ușoare. Din cu aceștia țineau cu păcatul, cu fratele sau cu cumnatul. O spus, băi, dați afară și n-am nică cu cetatea. Nu, noi facem război. Și-o trebuit distrusă seminția lui Beniamin. Nu era mai ușor pedepsit păcatul? Sau dacă, un alt exemplu. Faraon Neco se duce să se bată pe râu cu împăratul Cherchemișului. Și Iosia iese înainte. Și Neco îi spune, măi, n-am treabă cu tine. Eu mă duc să mă bat cu Cherchemiș, Domnul mi-a spus, du-te acasă. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, nu era mai ușor pentru omul ăsta să ducă să culce? Trebuia să ducă, să dea la umbră, să culce. Știți că fac o viață. Dar ce-a putut? O făcut armatul, s-a suit în car și l-a omorât. O tras unul și l-a omorât. Dar câteodată e mai bine să duci acasă la amiază de la adunare. Dar tu nu poți, stai pe hol, vreau să-i spun la seara ceva. Cum o supărați, o greșit și acolo o greșit în predică. Alegi lucru greu să-l faci. Mai ușor ar fi să te duci în mașină, mănânci o înghețată, duci acasă. Dar nu le putem face pe este ușoare, că noi greu facem lucrurile ușoare. Și cu predica e tot așa. S-au învățat oamenii cu predici complicate. Să vă spun ceva de cloșca cu pui, de Orion, de Calea Lactei, de multe, și vă mai spun ceva din Scriptură. Că dacă eu aș predica cum o predica Petru, nu mă mai chemați în veci la voi. Petru avea o predică simplă. Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, voi l-ați omorât, Dumnezeu l-a înviat. Uitați-vă în Fapte 2, în Fapte 10, în Fapte 4, cât vreți. El o predică a avut-o. Dar dacă eu aș veni la voi cu predica asta, bă, nu-l mai chemăm, nu au spus mare lucru. Că ne-am făcut pretențioși, cântări noi, predici noi. Eu, frate, vis-a-vis de internet, nu știu nici să-l bag în priză, că nu mă pricep. Dar acum am fost duminică în Austria, spune, frate, Dragoș, eu te aud, hai să-ți arăt câte predici ai. Mă, și pune pe un telefon, face ceva acolo și uite că ăsta ești tu. Și da cu degetul, dar mult, da cu degetul îți apăreau. Zic, cine e? Tot tu ești. Poate ai 100 de predici, dar eu nu m-am înregistrat niciodată. Dar voi știți predicile mele și vreți altele noi, nu-i așa? Asta te-am auzit acolo, aia te-am auzit dincolo. Și tot predici noi și cât de cât complicate. Că nouă ne plac lucrurile complicate. Și noi ne complicăm. Frații mei, mă aduc aminte de bunicul meu când predica, sau alți bătrâni care au fost la Cernăuți. Citeam Psalmul 1, tot, ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se aștează. Și după aia lua iar, fraților, vedeți ce frumos ne spune Scriptura, să nu ne ducem, vedeți? Să nu ne oprim. Adunarea plânge și la noi a început pocăința cu trei familii și am ajuns la foarte mulți, adunare suntem foarte mari, cu bătrânii ăștia care nu știau să predice. Dar eu dacă aș predica cum predică ei, nu mă mai chemați. O dată m-a chemat un frate să predic la nunta lui în Botoșani. Băi, dacă dă Dumnezeu, vin, stabilim noi tot. M-a mai sunat de câteva ori, sâmbătă seara mă sun iară. Frate Dragoș, rămâne când mâine la 9 vii. Da, măi. Frate Dragoș, vreau să-mi întreb ceva. Spune, măi, băiete, ce ai să predici mâine? Eu zic, bărbatul să-și iubească nevasta și nevasta să teamă de bărbat. E bun? Dar el stă un pic, spune, dar nu așa simplu, nu? Dacă nu, o complicăm mâine. O complicăm mâine, ca să nu mai înțeleagă că dacă e simplu, doar nu mă mai chemați. Eu am observat un lucru. Greu facem lucrurile ușoare. Greu. Uite, vă mai spun un lucru ușor pentru voi. Dar mă iertați, da? Ușor ar fi pentru o femeie pocăită, că-i mai măritată sau nemăritată, și mai comod ar fi să fie îmbrăcată cu o rochie mai lungă și mai largă. N-ar trebui să stai așa ca sfântă, chiar pe scaun, atentă. Dacă ai fi o leacă mai largă, mai lungă, mai aproape de gât, mai știi, ai sta mult mai lejer în adunare. Dar tu vii la adunare cu o rochie scurtă, cu o fustă scurtă, te așezi pe primele bănci și eu am văzut, nu altul. Și cât ține adunarea, e tot trage de fustă. Ba aici, ba din, ba în continuu. Și a spus, mă, nu m-am pustie, au crescut hainele pe dânsă. Dar în adunare nu crește rochia aceea. Doar dacă erai cu minte, veneai cu o rochie lungă și să te liniște de pe bancă. Dar vii cu rochii strâmtă, apușie eșarfa, o pune pe genunchi, pune caietul de cântări pe genunchi și năcăjită 3 ceasuri de nu știe nica din predică. E tot să tragă din haine. Dar vezi cât de greu ne îmbrăcăm frumos? Vezi că lucrurile ușoare cât de greu le facem? Ne complicăm noi singuri că nu putem veni așa cum trebuie. Să ne ierte Domnul și să ne dea înțelepciune. Amin? Frații mei, pe unde a rămas numărul 21? De care păcatul evreilor au pierdut răbdarea pe drum, au vorbit împotriva lui Moise și a lui Aron și au nesocotit hrana care li se da. Nu nesocotiți predicile, fraților. Și vă mai spun un lucru, tot aici, poate trebuie să vi-l spun. Voi aveți frați chemați din țară. Când chemați un frate, îl studiați, puneți lupa pe el, cine e el, cum e nevasta, cum e adunarea, cum sunt fetele. Și normal, că așa facem și noi, știți? Când țara am întâlnit, eu mă ocup de evangelizări în țară, în biserică. Și spune, frate Dragoș, cheamă pe cineva, măi, sunt în adunare niște, în România, niște predicători grozavi. Și îi spun, măi, să-l chemăm pe fratele acela, dar ci că acum cu internetul ăsta știți tot. Și numai se duce și dă, bine, bă, el predică, bine, dar ai văzut ce adunare are? Dar ai văzut nevasta cum e îmbrăcată? Dar ai văzut fetele? Să nu vii ăsta! Noi suntem tare conservatori acolo la noi, știi? Și predicatori buni, domnule, buni, care nu pot să-i chem. Odată la Vicovul de Sus, o adunare mare, foarte mare, a venit un bun predicator, foarte bun, mie îmi place de el. Și a venit cu soția lui, care e bună cântăreață. Și nevastea lui o cânta câteva cântări. Dar acolo la Vicov încă mai umblă bătrânile cu bondițe, știți, cum așa, femei de la țară. Dar sora asta era, domnule, la 4 aci, îmi spunea cineva, parcă era coborâtă de pe platourile de defilare. Și fratele a avut o predică bună și conservatoare și pocăită. La urmă Ciuruc Nicolae se ridică și spune, mulțumim fratului care ne-a adus o pocăință adevărată și reală. Și ca surorile noastre să înțeleagă mai bine, ne-a adus și un model. Da, ce e vopsită și rujată și tot. Și spune, voi l-am mai chemat să vii și nu mai vrut să vii de atunci. Cred că s-o simțit jignit. Deci, fraților, voi chemați frați din țară. Reiau paranteza aceea. Și chemați frați care credeți voi că predică bine și eu știu că la voi au fost frați care predică bine. Când Domnul a împărțit darurile, la unul i-a dat un talent, la unul i-a dat 5 și la unul i-a dat 10. Și acum veniți voi și îl chemați pe Costică Macoviciuc ca să vorbească de lucrarea Duhului Sfânt. În viziunea mea, omul ăsta are 11 talanți, nu 10. Vorbește 6 limbi, traduce, de dimineață până seara citește Scriptură, e un om foarte smerit. Și are la Dumnezeu, domnule, darul ăsta. Ei, și vă predică Macoviciuc despre lucrarea Duhului Sfânt și mai vine nu știu careva și predică și musafirul vine și pleacă. La urmă rămâneți cu oamenii voștri care n-au 10 talanți, au 5 sau au 1. Și acum voi faceți comparații. Ăștia-s predicatori ce avem noi. Bă, pe când au venit fratele ceala, până au venit cu 10 talanți și au plecat înapoi. Eu îi recunosc. Eu am în România predicatori în care ridic pălăria departe. Și îi spuneam la fratele Macoviciu, băi, când ești tu, eu nu pot predica. Dacă greșesc ceva, tu știi. Când predică la țară, undeva aceea strigă aleluia și că nu trebuie. Dar la tine e altfel, eu nu pot predica, n-am har cu tine. El, frate, dragul, stai liniștit, nu te teme de mine. Dar unul are 10 și unul are un talent. Ăla cu un talent trebuie să predice și el. Și ăla e în adunarea voastră. Și îl pui să dea în un demn de rugăciune și citește 3 versete și le explică și voi vă plictisiți. Și ne socotiți hrana care vi se dă, că nu-i ca ăla. Bă, dar nu-s toți ca ăia, n-au tăți 10 talanți. Și adunarea e vinovată că nu primește slujirea celor de loc, comparându-i cu aceea. A venit Daniel și-a cântat. Până la unul când cântă alt frate și se neacă și trușește, voi bă, dar ce-a cântat ăla? Păi unul are 10 talanți și unul. Eu predic de un talent. Niciodată nu fac concurs de predic cu nimeni. Că dacă eu de talentul ăsta nu predic, știi ce spune Biblia? El și dă la ăla care are 10. Și de ce să aibă la 11 și eu nici unul? Și apoi Dumnezeu mă cheamă și la socoteală, mă trage la răspundere. Știți care a fost păcatul evreilor? Și au pierdut răbdarea, au vorbit împotriva lui Moise și a lui Aron și au nesocotit hrana. Nu nesocotiți predicele, frață. Nu știu de ce trebuie să vă spun lucrurile astea, dar vi le spun. Ăștia-s frații voștri. N-ați venit în Spania să vă faceți păstori și proroci. Ați venit să câștigați o bucată de pâine. Dacă v-ați adunat și ați făcut o adunare, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar fiți mulțumiți cu frații voștri, cu cântăreții voștri și cu slujitorii de aici. Amin? Amin. Și când oamenii ăștia au păcătuit, Dumnezeu a îngăduit niște șerpi înfocați. Uite cât timpul trece, trebuie să mă opresc. O îngădui niște șerpi înfocați care mușca. Și șarpele ăsta reține, mușcă și pe bătrân, mușcă și pe copilul din brațe, mușcă și femeia însărcinată și șarpele ăsta n-are nimeni, milă de nimeni acolo. El mușca și ăia care mușcau erau morți. Care-i răspunsul lui Dumnezeu? Un șarpe de aramă. Pe toți ăia mușcați de șarpe, care se uitau la șarpele de aramă, Dumnezeu le da vindecarea. Șarpele de aramă din vârful prăjânii îl reprezenta pe Hristos. Dacă între voi au fost mușcați de șerpi, cu diferite păcate, pofte, atracții păcătoase. În seara asta ne uităm la Hristos și căpătăm vindecare, amin? Dar nu uitați, ăla mușcat de șarpe, care-l mușcat acum de șarpe, nu spunea, mâine am să mă uit la șarpe de aramă, că murea peste noapte. Murea. În momentul când era mușcat de șarpe, atunci căuta șarpele de aramă. Omule, când ai fost ispitit, când ai căzut în păcat, când ai fost mușcat de șarpe, și tu și eu suntem oameni, trăim pe pământ, atunci mergem la Hristos, atunci ne mărturisim păcatul, atunci ne plângem păcatul și atunci primim vindecare. Amin? Domnul să ne dea înțelepciune. Nu mai vorbesc mai departe, pentru că șarpele, după ce ne mușcă, spuneam, a treia intenție a lui îi să ne ducă în locul de chinuire. La primii doi pași e salvare, amăgit și mușcat. Încă în seara asta Dumnezeu ne poate vindeca. Amin? De acolo, din locul de chinuire, nu mai există nicio șansă. De aceea să ne pocăim în seara asta. Când vorbim de iad, cuvântul de chinuire, în Apocalipsa 14, cuvântul de ordine, e chinuirea. Sunt chinuitori, vermi, duhuri și foc. Ăștia-s chinuitori, chinuit în trup. Acolo toate durerile bolilor trupești le vor suferi aceia de acolo. Că Domnul a purtat bolile noastre pe cruce, da? Nu intrăm în amănunte. Isaia 53:5. Dar El era zdrobit pentru păcatele noastre, lovit pentru fără de legele noastre, păcatul care ne dă pace a căzut asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Toate bolile noastre, dragii mei, au fost purtate de Hristos. De aceea noi avem vindecare acum. Chemați pe prezbiterii bisericii să se roage, căci Hristos pe cruce a făcut două lucruri. Ne-a iertat păcatele și ne-a vindecat bolile. Amin? Cine nu beneficiază de jertfa Domnului are parte de chinuirea tuturor bolilor. Imaginați-vă toate bolile astea grave pe un singur om chinuit în iad. Și acolo nu mai este șansă. De chinuire în trup înseamnă boală, înseamnă lipsă de apărare, Matei 22:13, legați mâinile și picioarele și aruncați-l în focul de afară, da? Acolo va fi plânsul, scrâșnirea dinților, că nu te poți apăra, când ești odată, să nu te poți scărpina numai, cât e de greu, dar gândește că ești cu mâinile și picioarele legate, aruncat în foc. Chinuire în trup înseamnă o sete teribilă și cuvântul de ordine în iad este chinuire. Chinuit în suflet, conștiință, Luca 16, știe că mai are 5 frați, știe totul, da? Remușcare, o rușine veșnică, Daniel 12:2, da? Ori despărțire de la fața lui Dumnezeu din Matei, care e o veșnicie asta. Dar până atunci, Dumnezeu ne-o da putere. Rețineți un lucru. Marcu 16, vor lua în mână șerpi și nu vor păți nimic. Dumnezeu ne-a dat o putere, noi suntem plini de Duhul Sfânt. Amin? Fapte 28, Pavel ajunge într-o insulă la Barbare de Malta și când a făcut focul, o năpârcă a ieșit și s-o lipi de mână. Și Pavel a scuturat-o. Barbarii au crezut că moare, nu l-au lăsat dreptatea să trăiască. O scăpa de moare, dar mușcă năpârca. Și Pavel atât au făcut, o scuturat-o, așteptau să se umfle, să cadă jos. Dar Pavel a rămas teafăr, pentru că era omul lui Dumnezeu. Noi avem putere, Psalmul 91, de scălca peste șerpi și peste scorpi. Asta înseamnă botez cu Duhul Sfânt. Asta înseamnă copilul lui Dumnezeu. Și pentru că El știe că nu ne poate ataca, El vine și ne amăgească. Nu știu de ce am avut gândurile astea pentru voi. N-am predicat de aici, cred că de ani și ani de zile. Și în seara asta Domnul mi-a pus pe inimă gândurile care vi le-am spus. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mijloace de amăgire din Efeseni 4:14. Să fim plini de Duhul Sfânt. În momentul când suntem plini de Duhul Sfânt, noi le vedem, le sesizăm și ne păzim de ele. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Nu v-am văzut niciodată, sper că am rămas prieteni. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă mă iubiți, am eu o vorbă, nu mă mai chemați, că mi-e tare greu să mă deplasez și acum în ultima vreme, dacă nu aveam o hotărâre făcută cu ceva vreme în urmă, acum nu mai veneam, dar doresc ca la marea întâlnire să fim acolo prezenți și noi, da? promit că am să fiu acolo și am să mă uit după voi.